Și romașcanii au ieșit în stradă pentru a protesta față de legea amnistiei și grațierii, chiar dacă nu într-un număr atât de mare ca la București. Pentru a doua seară consecutiv, în fața statuii din centrul municipiului, s-au adunat la început câteva zeci de romașcani, de la tineri liceeni la lideri ai unor formațiuni politice de opoziție și până la oameni de vârsta a treia. Sub privirile indiferente ale puținilor trecători aflați la ora 16 în stradă, tinerii participați la miting au cântat imnul României și au strigat destul de timid diverse sloganuri pe care le aveau inscripționate pe pancarde, majoritatea scrise de mână. Tineri sau bătrâni, participanții la meeting purtau în mâini pancarde pe care aveau scrise sloganurile împotriva guvernului PSD și împotriva legilor de amnistie și grațiere. Tinerii prezenți au mărturisit că s-au mobilizat pe rețelele de socializare, deși aparent puțin știau de ce au ieșit să protesteze. Mai informați au fost cei în vârstă. Degeaba! Și nimeni nu face absolut nimic! Haideți, oameni buni, să facem ceva! Nu, evenimentul s-a făcut azi noapte, când a început manifestările în toată țara, iar noi ne-am mobilizat și de asemenea. Vrem să ne apărăm drepturile și dreptul nostru e să vorbim și să spunem ceea ce ne convine. Mie personal nu convine această lege și... De ce lege vorbești? De legea... Grațierii și amnistiei. Da. Și pentru că așa cu toții putem să devenim hoți și criminali și nimeni nu face nimic și țara asta deja este coruptă și democrație, libertate, libertatea opiniei nu a hoților. Cine v-au recomandat aceste sloganuri? Noi împreună am scris aceste sloganuri și credem că împreună, dacă suntem împreună, rezistăm și putem schimba această țară. Veți mai reveni? Veți mai reveni? Da, vom mai reveni. Până ce nu rezolvăm această situație, vom reveni. Cam cât sunteți acum aici? Acum vreo 30 de persoane, dar așteptăm toată țara. Treziți-vă, oameni buni, pentru că trebuie să facem ceva. Nu ne lăsăm călcați în picioare. Când vreți să ai? De ce ați venit alături de tineri aici? Am venit să protestăm pentru această măgărie care există în țara asta, adică aceste legi care se dau pe masă. Ceea ce am scris, șobolanii atacă noaptea. Șobolanul roșu, n-am mai scris șobolanul roșu, că atacă noaptea. Eu aș avea un singur mesaj. Cei care i-au ales, au ales PSD-ul, să nu le fie rușini să iasă în stradă. Dar cam mulți sunt cei care au ales PSD-ul. Cam mulți, dar să nu le fie rușini, au ales un program de guvernare. Să nu le fie rușini, că este o vorbă. V-am ales, ne-am înșelat, v-am dus jos, sau cum, v-am ales, ne-am păcălit, v-am dus jos și suntem chit. Asta ar trebui, deci să gândească cei chiar care au ales PSD-ul, să gândească ce au ales. Deci au ales niște, o echipă de hoți, o echipă de penali, care nu fac altceva decât prin legea care au dat-o, ordonanța de lege care au dat-o, nu fac altceva decât să iasă basma curată. Și susțin legile, proiectul de lege care au fost, pentru care au fost ales, mie mi-ar conveni ca pensionar. Dar oare convine pentru tineret? Fiindcă banii aia vor fi luați din infrastructură, vor fi luați din dezvoltare și atunci tineretul ce va face? Va pleca din țară. De ce să plece tineretul? Să plece ei. De remarcat că la meeting au apărut și lideri importanți ai partidelor de opoziție, PNL și PMP. Printre protestatari puteau fi văzuți primarul Lucian Micu, care a venit însoțit de fiica sa cea mare, consilierii locali Dana Păiuș, George Balan, Andrei Fron, Constantin Ghica, pensionarul Mitică Ouatu, Aldo Pellegrini, președinta PMP Roman Elena Chelmuș, fostul consilier local Gabriel Andrici. Dacă la ora 18 în piața Roman Vodă erau doar câteva zeci de tineri, la jumătate de oră numărul participanților la meeting a atins peste 100 de protestatari. De menționat că meetingul de la Roman a fost unul autorizat, spre deosebire de alte mișcări de protest în alte orașe ale țării.